Atunci când gătești alimente în ulei încins, acesta se descompune treptat. Procesul de descompunere implică oxidarea uleiului, formarea compușilor dăunători și creșterea acidității. Dacă refolosești același ulei, acești compuși pot ajunge în mâncare și pot afecta sănătatea ta. Argumente pro și contra refolosirii uleiului pentru prăjit. Pro: economie și gust. Economie: refolosirea uleiului poate fi o soluție economică, mai ales dacă gătești frecvent în ulei. Gust: unele persoane susțin că alimentele prăjite în ulei refolosit au un gust mai bun. Contra: riscuri pentru sănătate. Formarea acrilamidelor: când uleiul este încălzit repetat, se formează acrilamide, substanțe chimice asociate cu riscul de cancer. Creșterea radicalilor liberi: refolosirea uleiului poate duce la creșterea radicalilor liberi în organism, ceea ce poate afecta sănătatea cardiovasculară. Degradarea uleiului: cu fiecare utilizare, uleiul își pierde proprietățile benefice și devine mai puțin stabil. Cum să refolosești uleiul în mod sigur? Filtrează. După fiecare utilizare, filtrează uleiul pentru a îndepărta resturile alimentare. Depozitează corect. Păstrează uleiul într-un recipient închis, la întuneric și la temperatura camerei. Nu exagera. Refolosește uleiul de maximum 2-3 ori. În concluzie, refolosirea uleiului pentru prăjit poate fi o opțiune, dar trebuie să o faci cu atenție și să ții cont de riscuri. Alege întotdeauna sănătatea și echilibrul în bucătărie.